asemenea, ar mai trebui să spun că acest proiect Colin Malaya este un proiect finanțat în cadrul investiției I5C11 din Planul Național de Redresare și Reziliență, iar conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. E ceva ce... Și cred că de fapt ați venit să ne auziți cântând, nu vorbind, așa că... Gaste mari, nu mai dormiți, vioară trandafir, că nu-i vreme de dormit, dar-i vreme de colindat, vioară trandafir, și cocoșii au cântat, dar-i vreme de împodobit. Vioară trandafir, și Crăciunul a sosit, și Crăciunul a sosit. Și mai urmează două piese pe care le-am pregătit alături de toți copiii, ciclurile primar și gimnazial, ai școlii gimnaziale Malaya. Și cu aceste două colinde chiar vom încheia programul nostru. Sus în vârful muntelui. Despre al doilea nu vă spun nimic, dar o să vă invit să cântați cu noi. Sărbători fericite! Mulțumim! La fel! Să nu faci rea! Da, voi vă duceți să aveți și eu câteva
cuvinte de mulțumire. Noi fi echipe din cadrul proiectului Colin Malaia, Explorare Creativă pe Valea Lotului. Proiect prin intermediul căruia sunt implicați și copiii noștri în diferite activități. Au fost și vor mai fi implicați și de acum încolo, până la finalizarea proiectului, în diferite activități, zic eu, frumoase, utile și foarte benefice. Iată, pentru luna decembrie, dumnealor au propus această activitate, și anume pregătirea unui spectacol, a unui concert de colinde, care să fie susținut în toate cele trei biserici din comuna noastră, așa cum ați văzut și pe afiș. Zic eu că este o activitate benefică, deoarece copiii și-au format deprinderi de a cânta în cor, de asemenea și-au însușit tehnici de emisie vocală, de respirație, au învățat să urmărească gesturile dirijorului, au cântat, au ascultat și au cântat într-un cor pe mai multe voci, lucru foarte important, și nu în ultimul rând au auzit muzică de calitate și au înțeles poate de acum încolo ce înseamnă muzică de calitate. Mulțumesc așadar tuturor, mulțumesc de asemenea primăriei și Consiliului Local care au făcut posibilă derularea acestui proiect. Mulțumim părintelui Marius Rogos pentru găzduire, dumneavoastră care ați fost astăzi prezenți aici, ne-ați urmărit într-un mod exemplar, într-o mare liniște, și de asemenea copiilor, părinților care i-au pregătit astăzi atât de frumos. Ați fost minunați! Să aveți sărbători cu bine! Ați încălzit sufletele cu această minunată zi, cu această clipă pe care sigur Dumnezeu a gândit ca să o avem aici și la noi. Mulțumim celor care s-au implicat și celor care ne-au încântat astăzi. Îmi rog pe Dumnezeu ca să dea putere și aceasta să fie doar un început și să continuăm tradiția pe ani, de acum încolo. Mulțumim și rog copiii și formatorii să stea după aceea să primească un mic dar din partea noastră a bisericii. Vă mulțumim, nu mai mirim astăzi, deci rămân doar cu copiii, toți copiii să rămână în biserică, vă frumos. Vă mulțumim, duminică binecuvântată!